Datorită tergiversărilor în ceea ce privește achiziția și montarea centralelor termice pe gaz în unitățile de învățământ din Zalău, prefectul județului Sălaj, Ionel Ciunt, a solicitat astăzi Inspectoratului Școlar Județean o situație cu privire la acest aspect. Ținând cont că temperaturile au scăzut, sezonul rece bate la ușă, iar anul școlar 2014-2015 începe peste două săptămâni, unul dintre subiectele de pe ordinea de zi a ședinței de Colegiu Prefectural de astăzi a fost acela de a afla stadiul lucrărilor de montare a centralelor pe gaz în unitățile de învățământ din municipiul Zalău. În cadrul ședinței de Colegiu Prefectural de astăzi, inspectorul școlar general Maria Pop a detaliat stadiul de pregătire al unităților școlare pentru anul școlar 2014-2015, care va începe oficial peste două săptămâni. În acest cadru, prefectul județului Sălaj, Ionel Ciunt, a ținut să solicite că până la data de 10 septembrie să-i fie prezentată o informare despre achiziția și montarea centralelor termice pe gaz în cele 23 de unități de învățământ din municipiul Zalău, pentru a putea fi evitate posibilele situații neplăcute, precum cele de anul trecut, când mai multe unități școlare din municipiu au rămas fără căldură în perioada sezonului rece. Doamna inspector general, v-aș ruga până în 10 septembrie să solicitați unităților de învățământ din municipiu o informare privind stadiul achiziționării centralelor termice, pentru că n-aș vrea să avem surpriza de anul trecut când deja era frig afară și nu știam de unde sau cum încălzim școlile din Zalău. Deci vă rog să solicitați această informare, să avem o situație cât se poate de exactă în ceea ce privește achiziția de centrale și instalarea lor, să putem interveni dacă e nevoie, să discutăm cu primăria, cu cei care se ocupă de contractele respective, să nu ne prindă începutul iernii și frigul fără a avea încălzire în școli. Potrivit informațiilor furnizate de Primăria Zalău, au fost achiziționate centrale termice pe gaz doar pentru 11 unități de învățământ. Însă, la unitățile de învățământ, la care procedurile de achiziție au fost finalizate abia săptămâna trecută, au început lucrările de montare a centralelor termice. La data la care am primit ultimele informații de la Primăria Zalău pentru 8 unități de învățământ, contractele sunt în curs de semnare, respectiv la grădinița Gheorghe Lazăr, numărul 12, Școala Generală George Coșbuc Ortelec, Școala Mihai Eminescu, Școala numărul 1 Iuliu Maniu, Școala Gimnazială Gheorghe Lazăr, Școala Corneliu Coposu, Liceul de Arte Ioan Sima, Școala Porolisum și la Școala Simeon Bărnuțiu. Mai mult, pentru 4 unități de învățământ, Colegiul Tehnic Alexandru Papiu Ilarian, Grup Școlar Voievod Gelu, Liceul Pedagogic Gheorghe Șincai și Grup Școlar Mihai Viteazul, procedura de evaluare a ofertelor nu începuse până la acea dată. Chiar dacă în cursul zilei de azi am solicitat noi informații Primăriei Zalău cu privire la firmele care urmează să efectueze lucrări în școli și la termenele de finalizare ale acestora, din păcate, primăria nu a dorit sau nu a avut timp să facă publice aceste informații. Știind sigur că aceste informații nu fac parte din categoria celor clasificate și că accesul la informațiile publice este garantat nu doar prin Constituție, ci și prin legi speciale, vom insista pentru a primi răspuns din partea primăriei.